Subiectul acestei ediții este bullying un fenomen care a luat amploare în rândul elevilor. Acesta este definit ca fiind un comportament ostil și de luare în derâderea cuiva, de umilire. bullying nu presupune existența unui conflict bazat pe o problemă reală, ci pe dorința unor persoane de a-și câștiga puterea și autoritatea, punându-i pe alții într-o lumină proastă. Mai multe despre bullying aflăm acum de la Daniela Tudor, psiholog. Bună ziua! Bine Mulțumesc ziua. foarte mult pentru invitație! Mare drag! Și mă bucur că vorbim despre această temă care este atât de actuală și mai ales acum când au început școlile, trebuie readus în atenție pentru că este un subiect care încă necesită atenția noastră a tuturor. Și cred că ne-a atras cumva atenția pentru că s-au înmulțit aceste cazuri de bullying atât la oraș cât și în mediul rural. Ce este de fapt acest bullying? Bulingul este un fenomen care presupune existența unui agresor și a unei victime. Ca să fie încadrat în categoria bulingului, o agresiune trebuie să aibă trei caracteristici: să fie cu caracter intenționat, adică agresorul să facă cu bună știință acțiuni care prejudiciază demnitatea sau chiar lezează fizic și adică emoțional. Adică acest lucru și îl dorește, nu și dorește a făcut din greșeală mod, ceva. Sigur că da. În mod voluntar face acest lucru și alege o victimă mai slabă asta este o altă caracteristică raportul de forțe dezechilibrat adică agresorul este mai puternic ori fizic, ori din punct de vedere emoțional ori are un suport social mai puternic față de victimă ca, asta să, e, poată ca să poată domina și al treilea a treia caracteristică a bullying este caracterul repetat adică este de mai multe ori efectuat ca să îi inducă o frică constantă în victimă și să o supună, să o manipuleze, să conducă la comportamentele dorite de către agresor. Dar de ce face acest lucru? Din dorința de a domina, de a câștiga un rol în grupul pe care îl are și o să-ți spun ceva, Mădălina, fără martori, care fac parte și ei din această constelație a bulingului, pe lângă agresor și victimă, cred că fenomenul bulingului nu, nu s-ar amplifica atât de mult. Pentru că martorii sunt cei sau spectatorii să-i numim, sunt cei care oferă agresorului, mai întreba de cauze, agresorul dorește atenție, el asta vrea să obțină. Și fără acei spectatori, martori la eveniment care de obicei sunt pasivi, din teama de a nu deveni ei la rândul lor uh, victime sau ale agresiunii. Sau această situație ca pe un spectacol. Ca pe spectacol. Uh, creează sau alimentează uh, nevoia agresorului de atenție. Și el înțelege că uh, e, e în regulă ceea ce face. Adică uneori, consideră că este susținut de că că către cei susținut, din Dar uneori chiar asta se și întâmplă. Uneori, spectatorii chiar susțin, și am, am văzut scene cu toții în care acești martori de pe margine încurajează, încurajează da? Da? agresorul. Adică, în loc să-i despartă. Este de acord cu ce se întâmplă. Exact da. ce spuneam mai devreme, eu privesc da. sceneta ca pe un spectacol. Da, exact. Chiar și vedem lucrul acesta pentru că se filmează acum exact. cu tehnologia, cu telefonul, se filmează, și toate le fune, vedem. Da. Și ce se întâmplă? Agresorul capătă acea alură de erou, de popularitate, da? prin frică începe să domine mediul social în care uh, trăiește uh, și. Sunt beneficii destul de importante. Bun. Haideți să vedem de ce se ajunge la așa ceva, ce se întâmplă în interiorul celui care este agresor, uh -huh. iar mai apoi celui uh -huh. agresat. Da, o să vorbim despre cele trei entități. Să vorbim întâi despre agresor, apoi vom da. vorbi despre victimă și apoi vom vorbi despre cei martori. Să vedem care este dinamica uh, pentru fiecare dintre ei. De cele mai multe ori, uh, agresorii, provin, asta vorbesc la modul general, general. s-ar putea să existe și cazuri particulare care trebuie tratate în mod particular, dar de cele mai multe ori, așa ca o generalitate, agresorii provin din medii unde au văzut. Copiii învață prin imitație, Îi învață de la adulții care sunt în jurul lor, sau învață de la televizor. Astea sunt canalele lor importante. Și atunci dacă ei trăiesc într-un mediu în care văd că agresiunea aduce beneficii, dominație, manipulare îi servește, vor face lucrul ăsta uh, și mai departe. Adică dacă tatăl, de exemplu, o domină pe mamă prin comportament, atunci îl consideră și mama este de acord da. și acceptă, atunci îl consideră că așa trebuie făcut? Da, Ar putea exact. fi un exemplu acesta? Exact, da. Sau... Ei sunt victimele unei uh, agresiuni în cadrul familiei, și atunci și, atunci caută, da, și caută, caută medii în care dorința lui de a uh, arăta că poate să fie și el la rândul lui puternic, uh, stabil, îl determină să treacă în uh, zona aceasta de agresi agresivitate și devine agresor uh, din poziția de victimă uh, neputincioasă. Un alt, un alt factor este dat de uh, mediul în care ei se mișcă. 90%, 90 din cazurile de bullying se întâmplă în școală, pentru că acolo uh, densitatea socială este cea mai mare. Uh, copiii, încă când ajung la școală, ei nu sunt socializați, ei trăiesc în mediile familiale. Și când ajung la, la școală începe procesul de socializare și fiecare vine cu instrumentele pe care le are, alea pe care le are. Și unii uh, încearcă să devină cumva lideri în cercurile lor prin aceste comportamente de dominare. Uh, băieții dominând fizic, asta e forma lor de, de dominație, bullying fizic, agresiune Bătăi, împingeri, și așa mai departe. Fetele, prin bârfe, critici, minciuni, zvonuri, e o formă. Din păcate, eu am văzut chiar și fete care recurg la această violență. Poate că acum s-a schimbat puțin, dar preponderent fetele apelează la mijloace mai subtile de bullying emoțional, care sunt la fel de nocive ca cele uh, fizice. Te afectează oricum ar fi? Foarte rău. Pe victimă o afectează foarte rău. Deci asta este din punctul de vedere al victimei. Normal că pe termen lung victima are prejudicii la nivel categoric. de dezvoltare psihologică. Poate să creadă că asta este singura formă prin care el poate să-și impună opinia, că nu există alte instrumente prin care se poate face acceptat, plăcut și singura formă de dominație este agresivitatea și devin mai departe la locurile de muncă șefi despotici sau angajați care la rândul lor îi agresează pe colegi consideră că este normal Uh, și dacă nu rezolvi această problemă din timp, mergi cu ea în bagaj mai până departe Până când o rezolvi Până când o rezolvi uh -huh. Comportamentul ăla este un bagaj pe care îl iei cu tine oriunde te duci Și în familie îl duci okay. Acum dacă privim din punct de vedere al victimei, acolo prejudiciile sunt clare da? categoric. Insecuritatea care se transformă în anxietate dusă la extrem pe atacuri de panică unii copii nu mai vor să mai ducă la școală uh, lipsa de siguranță în forțele proprii pentru că chiar asta face agresorul, îi sub, subminează uh, resursele uh, și el începe să creadă că e ceva în neregulă cu el, nu mă pot descurca nu știu ce se întâmplă cu mine, eu sunt la în neregulă și am auzit de cazuri extreme în care copii agresați repetat pot comite chiar acte de suicid, acte de automutilare, pentru că altfel nu știu cum să se gestioneze tensiunea internă pe care o au. Pe termen lung, dacă este să ne, să ne uităm la aceste victime, sunt persoane care încep să aibă tulburări depresive, anxioase, o totală neîncredere în forțele proprii și dacă conștientizează, când conștientizează, trebuie un proces foarte laborios și destul de dificil de vindecare. Sunt și cazuri în care victima își dorește să fie precum agresorul. Adică își dorește să îl copieze? Adică îl admiră și vrea să devină ca el? De cele mai multe ori, dacă bullying-ul este repetat și pe o perioadă lungă de timp, resursele victimei ca să devină agresor colapsează. Nu mai are. El nu mai are energie, nu mai are capacitatea să devină agresor. Uneori, dacă bullyingul nu este atât de profund și găsește victima găsește un mediu mai slab, da, se poate transforma și el la rândul lui în uh, uh, agresor, pentru că sau vede că acolo este poziția de forță. Sau mai degrabă pentru cei care privesc, pentru spectatori? Mai degrabă pentru cei care privesc, da, acolo este altă categorie și acolo sunt aceste două pericole Majore, unii dintre ei să se identifice cu puterea, cu poziția de putere a agresorului și să-și dorească, la rândul lor, să devină puternici, populari, da, acea alură de forță, de dominație, și se transformă și ei în agresori. O parte să fie dominată de frică și implicit sau indirect devin victime pe nivel secundar. Cum am putea să ajutăm sau cum am putea să rezolvăm aceste probleme? Fie că vorbim despre părinți, despre cadre didactice, despre prieteni, despre spectatori, pur și simplu uh -huh. cum i-am numit mai devreme. Uh -huh. uh, uite, o să-ți povestesc ce mi s-a întâmplat mie e ceva foarte amuzant în școala generală. Eu eram o persoană, o fetiță destul de slăbuță, anemică așa și uh, învățată să nu ripostez uh, agresiv. Și bineînțeles că copiii care, uh, nu e așa, ne măsurăm uh, forțele în mediul social ca să doar să ne poziționăm din punct de vedere social să știm fiecare cam pe unde suntem. Normal că eram uh, oarecum... Uh, Uh, jignită, umilită din cauza asta, cu tot felul de uh, apelative. Și s-a întâmplat un lucru, și asta a fost o soluție la care poate să, fi, să apeleze copiii în prima instanță. Uh, una dintre colegele mele, care era uh, foarte atletică, sportivă, chiar făcea sport. S-a prietenit cu mine și a devenit apărătorul meu. Deci, cercul social a contat foarte mult. Ea a devenit cercul meu social. Și atunci când mi-am lărgit centrul de putere, ea mi-a adus puterea fizică și a vorbit în locul meu și a oprit această agresiune în locul meu, s-au întâmplat două lucruri interesante. S-a oprit agresiunea. Și, doi, am avut un model. Eu am știut ce am de făcut. Și un model bun. Un model bun. Am știut ce am de făcut. Ea m-a învățat, uh, prin propriul ei exemplu, uh, cum să devin și eu uh, un bun apărător al propriei mele persoane. Da, iată. Și asta este un exemplu pe care copiii ar putea să-l. Să Accepte. Adică, când ne ducem într-un loc cu persoane noi, este bine să depășim puțin timiditatea și propriile noastre blocaje și să încercăm să ne facem prieteni valoroși, adică prieteni care sunt construiți bine interior. Este foarte important să știi să-ți alegi prietenii, dar la o vârstă fragedă. Nu știu exact cum reușesc copiii, dar poate fi un sfat foarte bun, uh -huh. demn de luat în seamă, sau uh -huh. părinții sau cadre didactice să-i sfătuiască chiar și pe, pe da. această linie să se să învețe să fie, să fie să prietenoși și da. să creeze relații importante. Pentru că ei prieteni își fac, dar probabil că îi aleg după cum simt sau uh -huh. după cum le place fiecăruia, că au făcut colegul sau... Da. amicul ceva anume, poate că îmi fac prieten un coleg care învață foarte bine, pentru că îmi place să mă ajute și pe mine, sau vreau să fiu și eu ca el. Uh -huh. Dar uh, sunt diverse aceste alegeri. Cercul social este foarte foarte important. Pentru că de regulă agresorii care inițiază acest proces de bullying, își aleg victimele singulare. Ei nu vor să se pună în pericol. Nu vor să se ducă da, da, da. să se expună. Cu cât cer, cercul de prieteni este mai extins, cu atât riscul de a fi agresat se reduce. Da? Nu contează dacă am prieteni foarte puternici sau foarte. Eu nu vreau să-mi demonstrez puterea eu ca și agresor. Eu da. vreau doar să domin. Exact. Și atunci, dacă în cercul respectiv nu am victime sigure pe care să le... e ca la animalele sălbatice, da? Animalele sălbatice la fel vânează uh, uh, da, vânează când... Uh, Atunci uh, acesta ar fi un sfat da, foarte bun să-și facă cercul, să de Da, cât mai extins. Ăsta uh -huh. okay. uh, ar fi o, o variantă. Uh, bineînțeles că copiii nu au atât de multe instrumente ei atunci când intră în aceste cercuri, și intră în cercurile de socializare de la școală, mai ales când schimbă școala, când schimbă clasa, când da ajung în grupuri noi, le trebuie timp, le trebuie resurse, le trebuie să știe cum să își să înfrângă timiditatea și să inițieze contacte noi. De aceea e foarte important ca sistemele să-i ajute sistemul școlii, sistemul consilierilor, sistemul asociaților de părinți. Aceste sisteme trebuie să funcționeze foarte bine. Dar părintele acasă, cum îl poate sfătui pe copilul care este agresat verbal sau uh, marginalizat mm -hmm. sau uh, eu nu sunt prietenul uh, unui coleg. Pe mine nu mă vrea nimeni prieten. Poate pentru că sunt mai retras, poate că sunt în nou în clasă, poate că, nu știu, e uh -huh. Cum fac eu să-mi fac prieten sau uh, m-a agresat verbal, uh, poate chiar m-a și împins. Ce fac? Uh -huh. Dau și eu, ripostez și eu, uh -huh. stau în banca mea. Există două direcții. Există direcția de prevenție, dacă vorbim din punctul de vedere al părinților. Da, 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 din punct de vedere direcția al părinților. Direcția de prevenție și direcția de acțiune. Dacă ne, ne referim la prevenție, ce pot eu face ca lucrurile astea să nu se întâmple pentru copilul meu? Este ca în anii în care eu îl formez în interiorul familiei, să-l uh, uh, să formez în așa fel încât el să fie robust, emoțional, să poată riposta atunci când este agresat, să poată riposta atunci când vede. O acțiune în care altcineva este victimă, să-l învețe care sunt metodele de acțiune, să știe unde se duce să spună dacă el este victimă sau martor al unei uh, uh, fenomen de bullying și, bineînțeles, cel mai important este să-i ofere toată educația și toată susținerea ca el să nu fie agresor, cel mai important. Da? Să nu creștem agresori Pentru că în familie dacă este un mediu plăcut uh -huh. ă, Calm Se discută frumos Copilul nu are aici un model uh -huh. Copilul ar trebui să fie la rândul lui liniștit uh -huh. Dar are un anturaj Care uh -huh. din păcate să spunem Unul sau doi prieteni sunt Gen agresori uh -huh. Și atunci el se simte bine cu acești prieteni Pentru că el nu este agresat în cercul lui uh -huh. de prieteni uh -huh. Dar Unul sau amândoi Cei agresori din prietenii uh -huh. copilului agresează pe altcineva, pe altcineva. Da? și vedeți aici e tot parte de prevenție, ce am spus părintele trebuie să-i dezvolte copilului judecata critică, discernământul de care tot vorbim Copiii trebuie să aibă judecată critică, ei să disceană, ăsta este un lucru rău, ăsta e un lucru bun. Adică te retragi din acest cer da? de prieteni sau îl scotuiești că nu da? este bine ce face cu toate, că în primă fază mm -hmm. nu cred că mm -hmm. va asculta. Mm -hmm. Dar de ce? Că eu sunt mai important. Dar mm -hmm. ce să beneficii? Mi da, mi-aduce beneficii, de ce mm -hmm. să nu fiu Sociale? așa cum da. spui tu că nu e bine și nu este da. frumos? Da. Atunci ce faci? Uh -huh. Îl sfătuiești să se retragă Din acest da. cerc de prieteni Deci asta este partea de prevenție De prevenție, da. da Partea de Eu știu, de acțiune După ce, dacă se întâmplă Fenomenul de bullying Trebuie să știe unde sună Unde apelează da? Ce face, care sunt strategiile Există o lege Dar legea e abia acum în 2019 în sfârșit Legea bullyingului. Și acolo sunt niște direcții ce se poate face dacă un fenomen de bullying a avut loc. Trebuie să știe exact care este procedura în cadrul școlii unde copilul este înscris, care este procedura pe care trebuie să o urmeze. Declarații la poliție, declarații. La conducere, izolarea agresorului, nu știu. Fiecare școală, probabil, are un protocol pe care bine ar fi să-l știe toată lumea, să-l distribuie, să-l disemineze, inclusiv în rândul copiilor, ca fiecare dintre entități, cadre didactice, părinți, copii, să știe cum se procedează atunci când acest fenomen are loc. De obicei, copiilor le este frică să. Se reclame. reclame. Dintr-un studiu făcut de Asociația Telefonul Copilului, ei au ajuns la concluzia că chiar dacă 73% dintre copii au fost agresați, numai 40% au avut curajul să spună cuiva. Le este teamă ca să nu fie agresați din nou? Da. De consecințe, sigur că da. Le este... și, și cred că ceea ce se întâmplă este că ei nu au încredere în măsurile de protecție. Nu văd niște măsuri vizibile să vină în ajutorul lor care să-i ajute pe ei ca victime. Atunci aici trebuie lucrat mult mai intens. Școlile au psihologi? Oh, Psihologii da. pot veni în sprijinul agresorilor, în sprijinul celor agresați? Sigur că agresați, da, sunt psihologi școlari, sigur că da. Se poate apela fără niciun fel de problemă. Chiar există un număr de ore de consiliere pe care acești psihologi le oferă elevilor, copiilor care pot fi agresori sau victime și, bineînțeles, că trebuie apelați de fiecare dată ca să rezolve aceste situații. Din nefericire, numărul specialiștilor pe tematica aceasta bullyingului este destul de mic. Poate că în timp vor crește numărul, poate că vor ajunge mai multe asociații care se implice în proiecte. Noi, de exemplu, asociația noastră, asociația Sigma, am avut un proiect foarte interesant care punctual a tratat această cauză agresiunii în școli. S-a numit chiar tineri fără etichete, fără discursuri instigatoare la ură. Am lucrat cu 300 de elevi care erau cumva în această zonă de risc al violenței. Deci, am lucrat cu agresorii. Și a fost un proiect foarte interesant care a implicat inclusiv cadrele didactice din liceele respective, care au învățat metode noi și punctuale de a lucra. Iată că se întâmplă și lucruri bune, și poate de la o zi la alta se mulțesc aceste lucruri Da, bune ca să-i ajute pe, pe da. copii, pe tineri, pe, pe elevi. Da. Pentru că și cei care sunt agresori au în sufletul lor dureri, probabil, cu, 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 de acolo și manifestarea sigur că, aceasta da. de agresivitate. Da, da. Exact. Mulțumesc mult pentru prezența în emisiune. Și eu mulțumesc foarte mult și aveți grijă de voi. Mulțumesc! Ediția de astăzi se încheie aici. Mulțumesc, dragii mei, că ne-ați fost alături. O seară frumoasă și să fim sănătoși!